Visul lui Ildis de a avea fericirea supremă alături de noul ei soț va fi pe cale de a fi spulberat deoarece tânăra se va confrunta cu noi obstacole menite să îi distrugă mariajul. Cansu își va duce mai departe planul diabolic de a destra căsnicia lui Ildis cu orice preț. În vreme ce tânărul Kagatai se va simți vinovat de apropierea față de Cansu care se infiltrase în patul lui și va trece prin frământări și regrete profunde, încercând să-și controleze pe cât posibil reacțiile în prezența soției lui. Pe de altă parte, Kansu va continua să-l bulverseze din ce în ce mai mult pe Kagatai, pe care are de gând să-l cucerească și să-l fure de lângă Ildis. Vicleană tânăra îi va mărturisi acestuia că nu poate uită prima lor noapte. Însă discuția lor va fi surprinsă de Asuman, care se va strădui să descopere misterul care i-a apropiat atât de mult pe cei doi. Între timp, Sahika va pune la cale un nou plan de a se apropia de Hasan Ali. Cei doi se vor întâlni în cadrul unei cine romantice, iar la un moment dat Sahika se va simți brusc foarte rău, acuzându-le pe afacerist că ar fi otrăvit-o. În cele din urmă, tânăra se va prăbuși în conștiență la pământ.